Matei capitolul 1, versetul 21. Ea va naște un fiu și vei pune numele Iisus pentru că el va mântui pe poporul lui de păcatele sale. Acum, poate ce a spus Ștefan a fost așa mai cu electroșocul sau ce știu, mai curentat așa puțin. Dar e bine ca să ne putem într-un fel debarasa, cel puțin în mintea noastră, în sufletul nostru, de orice lucru care nu are de-a face cu cuvântul lui Dumnezeu. Însă, dacă este să ne gândim la întruparea Domnului nostru Isus Hristos, la întruparea Domnului nostru Isus Hristos, la întruparea de fapt a lui Dumnezeu, Fiul, pentru că tot în Matei spune că un nume al Domnului Isus a fost Emanuel, care tărmăcit înseamnă Dumnezeu este cu noi. Dacă este să ne gândim, repet, la întruparea Domnului nostru Isus Hristos, care este primul eveniment crucial în planul mântuirii pe care Dumnezeu l-a pus în desfășurare prin Domnul Isus, că Domnul ca să moară trebuia să se întrupeze, da? Ca să trăiască o viață fără păcat trebuia să se întrupeze. Dacă ne gândim la întruparea Domnului, chiar înainte de întruparea Domnului Isus Hristos, vine un înger la Iosif și îi spune de ce este necesar ca Maria să rămână însărcinată de la Duhul Sfânt și să nască acest prunc. De ce? Deci îngerul nu vine la Iosif și nu îi spune că va fi o sărbătoare extraordinară. Dumneavoastră știți fiecare că după nașterea Domnului Iisus Hristos, mânia lui Irod a fost atât de mare încât a înființat un cimitir în Betlehem într-o singură zi, din pruncii pe care i-a omorât. N-a fost bucurie mare. Pentru unii a fost bucurie, dar pentru unii n-a fost bucurie. Scriptura spune că atunci când Ierusalimul a auzit împreună cu Irod de nașterea acestui prunc, tot Ierusalimul s-a tulburat împreună cu Irod. Deci n-a fost o mare sărbătoare. Gata, a venit Mesia, a venit Hristosul. Sărbătoare. Nu, n-a fost așa. Oamenii s-au tulburat. De ce? Erau așa de obișnuiți cu mersul acela al lucrurilor că n-aveau nevoie de nimeni să le tulbure acum, să le tulbure viața lor. Bun. Dar întruparea Domnului Iisus Hristos, repet, a avut un mesaj atașat chiar înainte ca Domnul să vină pe pământ. Chiar înainte, da? Îngerul vine la Iosif și îi spune așa. Domnul Iisus s-a născut, de ce? Se va naște, de ce? Ea va naște un fiu și vei pune numele Iisus pentru că el va mântui pe poporul lui de păcatele sale. Și acesta este lucrul, dacă uitați tot din ce spun, nu uitați lucrul acesta. Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu din Dumnezeu adevărat, s-a întrupat ca să aducă mântuire. Asta e esența. Nimic mai mult, nimic mai puțin. Domnul Iisus Hristos s-a întrupat ca să aducă mântuire. Asta spune îngerul din partea lui Dumnezeu. Ea va naște un fiu, îi vei pune numele Iisus pentru că el va mântui pe poporul lui de păcatele sale. Iisus sau Yeshua înseamnă Jehova salvează, Jehova mântuiește. Și pune numele Iisus arătând semnificația lucrării pe care Domnul avea să o facă. În limba ebraică, numele corespondent la Isus, care este un nume grecesc, în limba ebraică este Iosua. Iosua sau Iesua este același termen care înseamnă același lucru. Dumnezeu salvează. Când Isus s-a întrupat, lucrul pe care Dumnezeu a vrut să-l înțeleagă oamenii, nu doar din mesajul clar pe care le-a dat, ci chiar din numele lui Isus, este că Dumnezeu mântuiește oamenii. Și acum aș vrea să subliniez câteva aspecte despre această mântuire pe care a adus-o Domnul Iisus Hristos. În primul rând, să ne uităm la inițierea mântuirii. Cine pornește planul acesta de mântuire? Dumneavoastră ați auzit că în lume se spune, dacă tu faci un pas către Dumnezeu, cum e? El face? Doi către tine, nu? Așa spune lumea. Alții spun face 15, alții 10, fiecare câți pași vrea el în capul lui. Dar eu aș vrea să vă întreb, în Sfânta Scriptură, cine face primul pas? Omul sau Dumnezeu? Dumnezeu este cel care face primul pas. Deci nu te așteaptă, zici, Dumnezeu te așteaptă pe tine, zice, Dumnezeu nu poate să facă. Totul depinde de voința ta. Nu este adevărat. Înainte ca noi să fie existat, Dumnezeu din veșnicie a făcut un plan pentru mântuirea sufletelor noastre. Acesta este un lucru extraordinar. Înainte ca noi să-L căutăm pe Dumnezeu, când eram pierduți în lumea asta, în păcat, fără Dumnezeu, trăiam în ideile noastre, în filozofiile noastre, în teoriile noastre, în păcatele noastre, în poftele noastre, Dumnezeu deja trimisese pe Domnul Iisus Hristos, Hristos se născuse, Hristos trăise fără păcat, Hristos mersese la Golgota, plătise pentru
plătise plata păcatelor noastre, murise în locul nostru, inițierea mântuirii. În totalitate aparține lui Dumnezeu. În totalitate. Nu eu fac un pas către Dumnezeu și El face un pas către mine. Nu eu sunt acela care pornesc lucrurile. Pentru că dacă am spune așa, înseamnă că noi suntem niște oameni care dorim pe Dumnezeu. Lucru care este fals. Că omul nu-L dorește pe Dumnezeu. Dumnezeu este acela care a pornit în căutarea omului. Aduceți-vă aminte din Eden, când păcătuiește Adam cu Eva. Stă Adam cu Eva la un moment dat să gândește, mă, am păcătuit împotriva lui Dumnezeu. Trebuie să ne ducem la mărturisire. Și se duc Adam cu Eva și strigă, Dumnezeu, unde ești? Hai că vrem să ne mărturisim păcatele. Așa se întâmplă. Nu Dumnezeu în răcoarea zilei a strigat, Adame, unde ești? Nu Adam l-a căutat pe Dumnezeu după ce a păcătuit, ci Dumnezeu l-a căutat pe Adam. Și întotdeauna au fost lucrurile așa. Întotdeauna, în toată istoria omenirii, nu omul a fost în căutarea lui Dumnezeu, ci Dumnezeu a fost pornit în căutarea omului. Și lucrul acesta este măresc din următorul motiv. Noi, rebelii, păcătoși, răzvrătiți față de Dumnezeu, care am păcătuit împotriva Dumnezeului care ne dă viața, ființa și mișcarea și care ne binecuvântează în fiecare zi, noi ar fi trebuit să-L căutăm. Dom'le, noi am păcătuit, noi ar trebui să-L căutăm. Nu, și nu e așa. El, cel împotriva căruia noi am păcătuit, creatorul întregului univers, care n-are nevoie de noi și ar putea să facă universul praștie într-o fracțiune de secund, n-are nevoie de noi. El, Dumnezeu, creatorul cerului și a pământului, a pornit în căutarea unor viermi păcătoși ca să-i mântuiască. Aici este gloria mântuirii. Nu că noi am căutat pe Dumnezeu, ci că El ne-a căutat pe noi. Și din veșnicie a gândit lucrul acesta. Ioan spune suficient de clar lucrul acesta. Noi îl iubim pentru că El ne-a iubit întâi. El ne-a iubit întâi. Pavel în Romani capitolul 5, dacă nu mă înșel, spune că pe când eram noi păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Pe când eram noi vrășmași, Dumnezeu ne-a împăcat prin moartea Fiului Său. Pe când eram vrășmași, îl dușmăneam pe Dumnezeu, îl uram pe Dumnezeu, nu ne trebuia Dumnezeu. Știți ce înseamnă că să amintea despre mersul ăsta la biserică, la Paște, la Crăciun? Știți ce înseamnă asta? Că oamenii nu-L iubesc pe Dumnezeu și nu-L doresc pe Dumnezeu. Că dacă l-ar dori și l-ar iubi pe Dumnezeu, l-ar căuta în continuu, nu l-ar căuta odată pe an. Ca să facă niște ritualuri prin care să-L îmbuneze pe Dumnezeu, să ne binecuvânteze restul anului. Asta este ipocrizia. Dusă la așa, la paroxism. Deci la climax. Și de aceea Dumnezeu spune în Sfânta Scriptură că urăște sărbătoarea unită cu nelegiuirea, cu păcatul. Dumnezeu nu poate accepta așa ceva. Dar repet, ideea e... principală pe care o văd în pasajul acesta spune, El va mântui, inițierea mântuirii noastre îi aparține în totalitate lui Dumnezeu. În totalitate lui Dumnezeu. Dumnezeu a pornit în căutarea noastră. Și aș vrea să plecați cu această încurajare acasă. Să vă gândiți la lucrul acesta. Bă, Dumnezeu mă caută. Dumnezeu mă caută. Dumnezeu a făcut ceva deja pentru mine. Dumnezeu îi pasă de mine. Dacă l-a trimis pe Hristos pentru mine, Dumnezeu îi pasă de mine. Dom'le, nu-l trimitea dacă nu-i păsa de mine. Dacă ești în dimineața asta aici, crezi poate mă, că mi-a zis mama, că mi-a zis tată, că m-a chemat un vecin, că m-a chemat cineva să mă duc la adunare. Nu este așa. Dumnezeu a vrut să vii aici să auzi cuvântul lui. Să te gândești la lucrurile. Dumnezeu mă caută, Dumnezeu îmi vorbește, Dumnezeu mă atrage la El, Dumnezeu este acela care a pornit în căutarea mea. Să nu luăm lucrul ăsta ca un lucru ușor. Că Creatorul Cerului și al Pământului, că Dumnezeul nostru care ne susține viețile și care într-o fracțiune de secundă ar putea să ne ia înapoi acasă. Dumnezeu acesta a pornit în căutarea noastră. Să nu trăim ca nebunul acela din Sfânta Scriptură pe care Domnul Iisus îl numește așa. În Luca capitolul 12 zice, i s-a mulțit rodul pământului și a vrut să-și facă alte grânare, că nu încăpeau lucrurile pe acolo. Domnul era așa de preocupat, exact ce vedem că fac oamenii în aceste sărbători și omul în preocuparea asta a lui zi și noapte pentru lucrurile pe care le avea de făcut uită complet total de Dumnezeu și spune Scriptura așa, exact ce fac oamenii, au zis, suflete, ai multe bunătăți, e Crăciunul, odihnește-te, mănâncă, bea și veselește-te, asta e viața, nu? Și, dar Dumnezeu i-a zis, nebunule, chiar în noaptea aceasta ți se va cere înapoi? Ce? Nu trupul în care e băgat, ca într-un sac fără fund. Nu trupul. În noaptea aceasta ți se va cere înapoi sufletul și lucrurile pe care le-ai pregătit. Ale cui vor fi? Tot așa este și cu cel ce își adună comori pentru el și nu se îmbogățește cu privire la Dumnezeu. Cu alte cuvinte, cum se spunea deja, problema lui Dumnezeu nu este că mâncăm și că avem lucruri și că ne muncim pământul. Nu asta e problema lui Dumnezeu cu noi. Ci problema este că uităm
de foarte multe ori de cel mai important aspect al vieților noastre, care este sufletul nostru, relația noastră cu Dumnezeu. Relația noastră cu Dumnezeu. Așadar, Dumnezeu, primul aspect pe care vreau să-l observați cu privire la această mântuire pe care a adus-o Hristos, este că Dumnezeu inițiază mântuirea noastră. În al doilea rând, nu doar că Dumnezeu inițiază mântuirea noastră, Dumnezeu este autorul mântuirii noastre. Ce spune Scriptura? El va mântui pe poporul lui de păcatele sale. Teologia populară în țara aceasta este următoare. Cum poate cineva să fie mântuit? Pentru mine este așa, mi s-a înfipt în minte o întâmplare pe care eu am experimentat-o când am avut eu prima mașină. Am luat odată, nu mai știu unde eram, prin țară, am luat o doamnă la ocazie. Mă scuzați dacă îmi repet povestea asta. Am luat o doamnă la ocazie. Și, na, povestea mea cu doamna asta, nu știa ea cine sunt, ce vreau, ce fac. Și doamnă, dacă acum ar fi să facem accident, ea, vai, Doamne ferește, și-au făcut toate crucile necesare acolo. Nu, nu mă zic așa, zic, nu mă zic, eu sunt tânăr, da, conduc mult, zic, se poate întâmpla oricând. Spuneți-mi și mie, dacă murim amândoi acum, unde ne ducem? Deci nu știm. Păi cum, dar dumneavoastră credeți în Dumnezeu? Da, cred, credeți în Rai, da, cred, credeți în ea, da, cred. Păi și cum, Doamne, eu sunt tânăr, acum am mai făcut și o grămadă de lucruri în viața asta, vă dați seama. Dar cum pot eu, tânăr, să știu că mă pot duce în cer? Că aș vrea să mă duc în cer. Zice, dacă faci fapte bune. Bun, dacă fac fapte bune. Și zic, și atunci aș vrea să vă mai întreb. Eu am auzit, așa mai citit din Biblie, zic, Domnul Iisus de ce a venit pe pământ? A, zice, a venit să moară pentru păcatele noastre. Păi de ce să moară pentru păcatele noastre? Ca să mergem în cer, să fim mântuiți. Păi zic, Doamnă, cum e? Mai înainte mi-a spus că sunt mântuit prin fapte bune și acum la 30 secunde spuneți că sunt mântuit prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Până la urmă, cum sunt mântuit? Îmi zice, bună întrebare. Și cam s-a terminat discuția noastră. Vedeți, oamenii se află într-o confuzie. Întrebați oameni, de ce a venit Domnul Iisus? Ca să ne mântuiască? Cum poți să fii mântuit? Dacă facem fapte bune. Mă, omule bun, ori te mântuiește Domnul Iisus Hristos, ori te mântuiești faptele tale bune. Tu cu aceeași gură spui o contradicție în termeni. Că te mântuiești prin faptele tale bune? Și după aceea spui că te-a venit Domnul Iisus să te mântuiască. Ce jignire aducem noi lui Dumnezeu dacă noi spunem că ne putem mântui prin fapte bune? Păi de ce l-am mai trimis pe Domnul Iisus Hristos? Ne bate în joc de El. Doamne, noi ne puteam mântui prin fapte bune, de ce l-am mai trimis pe Domnul Iisus Hristos? Și este această confuzie și aberație care spune că Dumnezeu o să fie la judecat, o să fie balanța. Fapte bune, fapte rele. Unde înclină balanța? Fapte rele. La iad, înclină balanța la fapte bune? La cer. Unde spune Biblia asta? Biblia spune, El va mântui. Nu știu că noi ne mântuim. El va mântui. El va mântui pe poporul lui de păcatele sale. Și aș vrea să subliniez suficient de clar în această dimineață acest aspect care este crucial. De asta depinde mântuirea sufletelor noastre pentru veșnicie. Știți de ce oamenii disperă? Oamenii vor să se mântuiască, mulți dintre ei vor să se mântuiască. Știți de ce disperă? Pentru că li se spune să facă fapte bune. Și el încearcă să facă fapte bune, zice, mă, poate n-am făcut destule. Și o mă avunge la disperare și la descurajare. Nu cred că o fi mântuit. Cine știe unde mă duce, mă? O vedea atunci. Așa vorbesc cu oamenii. O țară de oameni care se numesc creștini, zice, o vedea unde ne-o duce. Dar ce, s-o întorc cineva de dincolo? O vedea cum o fi până la urmă. De ce spun oamenii așa? Pentru că au făcut fapte bune și simt în sufletul lor, mă, cred că n-o fi de jos. Nu știu dacă am făcut destule. O vedea ce-o fi. Dar Biblia nu spune așa. O să vezi tu. O să vezi tu ce o să întâmple. Nu spune Biblia asta. Așa. Auziți ce spune Sfântul Cuvânt al lui Dumnezeu. 2 Timotei 1:9. El ne-a mântuit. Când? Ne-a mântuit ăsta. Ce înseamnă? La timpul trecut. El ne-a mântuit. A făcut lucrul acesta. Ne-a mântuit. Și ne-a dat o chemare sfântă. Ascultați. Nu pentru faptele noastre. Nu pentru faptele noastre. Cât de clar spune cuvântul lui Dumnezeu. Prin har ați fost mântuiți prin credință și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Dar spune suficient de clar. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Nu prin fapte. Repet, în locul acesta spune, nu pentru faptele noastre, ci după hotărârea Lui și după harul care ne-a fost dat în Hristos Iisus înainte de veșnicii. Și unii oameni cred, eu vreau să-i jignesc pe ăștia care cred în mântuirea prin fapte bune. Nu! Eu vreau să-i las să se angajeze într-o lucrare pe care oricum nu o pot să o facă și să se aducă la Domnul Iisus Hristos, care este singurul care poate mântui. Care este singurul care poate mântui. Autorul mântuirii noastre în întregime este Domnul nostru Iisus Hristos. El va mântui pe poporul lui de păcatele sale. Dumnezeu inițiază mântuirea, Dumnezeu este autorul mântuirii noastre. Nu noi începem, nu noi desăvârșim. El este acela care face mântuirea. Apoi, în al treilea rând, aș vrea să subliniez certitudinea mântuirii.
Vezi, în locul acesta nu spune el va mântui pe poporul lui dacă... Și să pună niște condiții acolo. Nu spune așa. Spune el va mântui pe poporul lui de păcatele sale. Este o certitudine, o siguranță a mântuirii. Și aici este un lucru foarte important. Dacă Biblia spune că el va mântui, e o siguranță aici. Te întreb pe tine care ești în locul acesta în această dimineață. Tu ești sigur că ești mântuit? Dacă nu, trebuie să știi că nu îi pus la punct în viața ta cel mai important aspect. Cel mai important aspect. Ești îmbogățit poate în alte lucruri, poate ești îmbogățit în mintea ta, poate ești îmbogățit în fapte bune, poate ești îmbogățit în lucrurile materiale, dar nu ești îmbogățit în ce privește mântuirea, relația cu Dumnezeu. Și lucrul acesta este primul lucru pe care noi trebuie să-l stabilim ca fiind clar odată pentru totdeauna în viețile noastre. Să fim mântuiți, să știm că suntem mântuiți. Vă citesc un alt pasaj din Sfânta Scriptură care arată din nou suficient de clar această lucrare de mântuire pe care face Dumnezeu. Evrei capitolul 10 cu versetul 10 zice așa: prin această voie am fost ființiți noi, și anume prin jertfirea trupului lui Iisus Hristos odată pentru totdeauna. Asta e mântuirea care o face Dumnezeu. Îți dă o certitudine. Când Dumnezeu îți iartă păcatele, îți dă o certitudine. Zice, te-am pus deoparte, te-am sfințit, te-am scos din lume. Odată, pentru totdeauna. Dumnezeu nu face lucrări pe jumătate. Și repetă lucrul acesta în caz că nu înțeles cineva, versetul 14, căci printr-o singură jertfă, El a făcut desăvârșiți pentru totdeauna pe cei ce sunt sfințiți. Aceasta e lucrarea de mântuire pe care a venit Dumnezeu să o facă. O certitudine a mântuirii. Dacă azi ar fi tu să mori, tu știi unde te duci? Ce se întâmplă cu tine? Dacă spui ca lumea, nu vedea ce-o fi, nu știm unde ne duce. Și putem să fim în adunare, să venim de 20 de ani, de 30 de ani în adunare și să nu fim siguri că suntem mântuiți. Sunt oameni din ăștia. Păi om vedea ce-o fi. Cum să stai sub predicarea cuvântului lui Dumnezeu, să auzi cuvântul lui Dumnezeu, că mântuirea e în jertfa Domnului Iisus Hristos. Dacă primești jertfa Domnului Iisus Hristos, atâta, dacă crezi în ea, dacă te încrezi de plin în Dumnezeu, Doamne, numai pe baza jertfei tale ești mântuit, atunci ești mântuit. Mântuirea nu este o complicație, o ecuație din asta matematică interminabilă. Nu trebuie cap de geniu ca să poți calcula ce-o fi cu mântuirea asta. Nu, mântuirea e simplă. Mântuirea este chiar atât de simplă și aș vrea să spun lucrul acesta. Dacă, știți cum e, dacă acum s-ar termina firul istoriei, acum s-ar încheia. Și Dumnezeu ne-a luat pe noi de la șasa primii, prima echipă care intră acolo, la verificare suntem noi, să presupunem. Singurul motiv pentru care am intrat în împărăția lui Dumnezeu ar fi următor, dacă Dumnezeu te-ar întreba așa. De ce să te lasă să intri în împărăția mea? Ce ai spune? Păi Doamne, eu n-am fost o mare religios așa, dar uite că m-ai prins la șasa la adunare. N-o fi lucrul ăsta, n-o cântări o leagă acolo. Mai mult. Doamne, nu m-am rugat de vreo 2 ani. Dar așa s-a întâmplat că duminică dimineață m-am rugat. Nu mai putea ierta pentru rugăciunea aceea. Ce crezi? Că o să mă ierte Dumnezeu? M-am dus la adunare, o să mă primească Dumnezeu? Doamne, n-am mai fost la cină de câteva luni. Dar așa s-a întâmplat că atunci duminică m-am dus la cină. Și dacă am fost la cină, acum nu se poate. Nici dacă m-am dus la cină, nu mă mântuiești. Pentru ce motiv credeți dumneavoastră? Cu ce am putea noi să venim înaintea lui Dumnezeu? Cu ce am putea să venim? Am putea să venim cu un singur lucru, cu Domnul Iisus Hristos. Este o poezie frumoasă, nu mai știu cine a scris-o, Traian Dorz, Costache Ioanid, Nicolae Moldoveanu, unul dintre ei, despre tâlharul. Și tâlharul când ajunge acolo la poartă și dă sentința, tâlharul mai cere acolo un cuvânt și spune-i că a venit tâlharul. De ce îi spune? Spune că a venit tâlharul. Pentru că tâlharul avea o relație cu Domnul Iisus Hristos și cunoștea pe Domnul Iisus Hristos și primise promisiunea de la Domnul Iisus Hristos: astăzi vei fi cu mine în rai. Tâlharul nu avea pe ce să se bazeze. Pe faptele lui murdare? Nu. Tâlharul s-a bazat pe un singur lucru. Pe ce? Pe promisiunea Domnului Iisus Hristos. S-a bazat pe lucrarea Domnului Iisus Hristos. S-a bazat pe Domnul Iisus Hristos. Singurul motiv pentru care eu intru în împărăția lui Dumnezeu, să știți, nu este că eu sunt grozav și că predic. Asta n-are, vă spun, nu are nici 0,00000, câte 0 ori vezi dumneavoastră, 1%, nu are de spus în mântuirea mea, nimic n-are de spus în mântuirea mea, faptul că predic, faptul că mă rog, faptul că mă port cum trebuie, n-are nimic de spus în mântuirea mea. Singurul lucru care are ceva de spus în mântuirea mea este Domnul Iisus Hristos, care a murit pentru mine și care mijlocește pentru mine. De asta intrăm în împărăția lui Dumnezeu, datorită marelui preot Domnul Iisus, care a murit pentru noi
și care mijlocește pentru noi. Și dacă ar fi, repet, să ajungem la poarta cerului imaginându-ne așa, singurul motiv pentru care vom intra acolo este că Iisus va spune: El e a meu, El e a meu, El e a meu, El e a meu, El e a meu. Ei n-au treabă nici cu judecata, nici cu nimica. Este această mare confuzie că merg credincioși la judecată. Cine crede în mine nu vine la judecată, ci a trecut din moarte la viață. N-avem noi ce căuta la judecată, că suntem al lui Hristos. A fost El judecat în locul nostru. A murit El în locul nostru. A purtat El păcatele în locul nostru. Este acest schimb pe care l-a făcut Dumnezeu în univers. Certitudinea mântuirii noastre vine din dragostea și credința noastră în Domnul Iisus Hristos. Și dacă pleci azi acasă cu Hristos în inimă, iubindu-L pe Hristos, crezând în Domnul Iisus Hristos ca mântuitor al tău personal și mijlocitor al tău, ești mântuit. Că așa spune Biblia. Este un singur Dumnezeu și un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul Iisus Hristos. Asta îmi dă mie siguranța mântuirii. Nu că am reușit să fac ceva, nu că m-am descurcat, nu știu cum în viață, nu. Ci că mi-am pus toată încrederea în Domnul Iisus Hristos. Și știți care este lucrul extraordinar? Că Domnul Iisus Hristos este prezent pretutindeni prin Duhul Sfânt. Și omul nu are nevoie de un loc special ca să le întâlnească pe Hristos. Te poți duce în graj de acasă, te poți duce pe câmp, te poți duce oriunde și să te adresezi și să te întâlnești cu Mântuitor viu și binecuvântat, căruia poți să-i spui păcatele tale, căruia poți să-i mărturisești păcatele tale și care te poate ierta și mântui. Te poți duce la un om și omul să zică: mă, dar tu ai făcut chiar lucruri prea grozave. Aoleu, cine știe, om vedea, nu, trebuie să faci, nu știu ce lucruri trebuie să faci ca să scapi de păcatele alea. Nu este așa la Mântuitorul nostru, Domnul Iisus Hristos. El este un Mântuitor adevărat, El este acela care dă certitudinea mântuirii. Certitudinea mântuirii. Acum vreau să observați în al patrulea rând care sunt beneficiarii mântuirii. Spune Scriptura așa: El va mântui pe poporul lui de păcatele sale. Este o veste tristă pentru noi în dimineața aceasta că Hristos nu mântuiește pe oricine. Deci nu mântuiește Hristos pe oricine. Vezi, mulți oameni citesc pasajul acesta din Ioan 3:16. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul său fiu, toate lucrurile sunt frumoase până aici. Dumnezeu ne-a iubit, Dumnezeu l-a dat pe singurul său fiu, pentru ca, și ce spune lumea, pentru ca oricine să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Nu spune Biblia așa, pentru ca oricine. Altfel spune, cum spune? Pentru ca oricine? Nu spune pentru ca oricine, pentru ca oricine crede. Nu oricine, oricine crede. Vă întreb, toată lumea crede? Păi lumea crede ea în ceva, oamenii zic că ei cred în ceva. Dar credința adevărată în Domnul Iisus Hristos aparține doar acelora care sunt din poporul lui Dumnezeu. Și eu, dacă eu spun că am crezut în Domnul Iisus Hristos, să știți, unul dintre semnele că am crezut în Domnul Iisus Hristos e că îi voi căuta pe aceia care cred și ei în Domnul Iisus Hristos. Îi voi iubi pe aceia care cred în Domnul Iisus Hristos. Mă voi strânge cu aceia care cred în Domnul Iisus Hristos. Strângerea noastră la oaltă în această dimineață are și rolul de a arăta că suntem poporul lui Dumnezeu. Că suntem copiii lui Dumnezeu. Biblia vorbește despre copii ai mâniei, despre copii ai diavolului, despre unii care sunt prinși în cursa diavolului. Nu toți sunt copiii lui Dumnezeu. Doar poporul lui Dumnezeu este acela care beneficiază. De ce doar adunarea participă la masa Domnului? Pentru că adunarea beneficiază în realitate de jertfa Domnului Iisus Hristos. Pentru că în adunare sunt oameni care au crezut în jertfa Domnului Iisus, care au primit jertfa Domnului Iisus Hristos și care trăiesc pe baza acelei jertfe. Beneficiarii mântuirii sunt aceia care ajung să facă parte din adunare. Eu nu pot să zic, eu stau acasă, n-am nicio treabă cu adunarea, eu sunt mântuit. Asta, să știți, că e o glumă proastă. Să spun că n-am nicio treabă cu adunarea, nu iubesc pe copiii lui Dumnezeu, dar sunt mântuit. Și știți, e un lucru aici foarte interesant. Spunea un autor prin secolul XIX, dacă nu mă înșel, zice așa: mă, imaginează-ți un lucru. Dacă ție nu ți-o plăcut toată viața să stai cu pocăiță, tu crezi că o să te chinuie Dumnezeu o veșnicie întreagă să stai lângă ei? Gândiți-vă că ajungi în cer, în împărăția lui Dumnezeu, și-l vezi pe Valer. Pua, iară, te negrește la față. Pui, și ăsta-i pe aici, mă. Pua, nici de aici n-am scăpat de el. Mai vezi pe Țâncă, mai vezi pe fratele Cristi. Și ăștia-s aici. Pua, tă pufă-i, tă te nervos acolo. Când i-ai văzut pe stradă, pe sat, când i-ai văzut, a, nu ți-o plăcut de ei, ai vrut să-i ocolești. Ce, ăștia, pocăiți, nu mă interesează pe mine de ei, să mă vadă lumea vorbind cu pocăiți. Tot nu ți-o plăcut de ei. Și când ai ajuns în împărăția lui Dumnezeu, crezi că deodată o să încerci să iubești. Nu o să iubești deodată. Tu crezi că o să te chinuie Dumnezeu o veșnicie întreagă să stai prin cer tot îmbufnatul, tându-te într-o parte, banaltă? Nu. Acolo se ducă oameni care s-au iubit împreună. Oameni cărora le-a plăcut de prezența celorlalți. Le-a plăcut de părtășia celorlalți. Zice, el va mântui pe... A fost un popor
Au fost un popor. Un popor e o comunitate strânsă la oaltă pe baza unor valori comune. Oamenii au ceva în comun și se strâng împreună. Ăștia sunt beneficiarii mântuirii. Dacă eu am beneficiat de mântuirea în Domnul Iisus, tu ai beneficiat de mântuirea în Domnul Iisus, tu ai beneficiat de mântuirea în Domnul Iisus Hristos, ne strângem împreună pentru că avem în comun cel mai important lucru. Mântuirea. Noi suntem foarte diferiți aici. Foarte diferiți. Foarte diferiți. Pornind de la starea socială, pornind de la vârsta noastră, pornind de la trecutul nostru, suntem diferiți din toate punctele de vedere. Dar avem un singur lucru care ne strânge la oaltă. Un singur lucru. Și asta este persoana Domnului Iisus Hristos. Știți când o adunare se dezbină? Când sunt strânși din cauza altor lucruri. Când ne strângem din cauza altor lucruri. Atunci oamenii încep să facă concurență, încep să-și manifeste invidiile, geloziile și tot felul de lucruri. Când oamenii sunt strânși de o singură persoană, de Domnul Iisus Hristos, atunci se trece peste orice diferență. Lasă, Domnule, judecă, nu contează. Avem cel mai important lucru în comun. Ce? Pe Domnul Iisus Hristos. Ăsta e poporul lui Dumnezeu. Popor, despre Domnul Iisus Hristos se spune tot în preajma întrupării sale, se spune că El va fi căpetenia poporului său Israel. Capul adunării nu este un om. Capul adunării nu este un comitet sau un sfat de frați. Capul adunării este Domnul Iisus Hristos. De asta ne strângem la oaltă. De asta ne strângem la oaltă. Apoi vreau să vă subliniez din pasajul acesta și nevoia mântuirii noastre. Nevoia mântuirii. De ce a venit Domnul Iisus Hristos? Să-i auziți. El va mântui pe poporul lui de... Hai să vorbim în termeni ăștia. Să zicem că am fi de acord să se facă sărbătoarea asta a nașterii Domnului. Da? Știți cum ar trebui să fie sărbătorită ea acum? Serios, așa, adevărat. Ar trebui în perioada aceasta să ne gândim mai mult la păcatele noastre. Că zice că El va naște un fiu și El va mântui pe poporul lui de... Vă întreb, câți din oamenii lumii ăștia să gândesc la păcatele lor? Să zic, mă, sărbătoarea asta e despre nașterea Mântuitorului. De ce s-a născut Mântuitorul? Păi s-a născut ca să ne mântuiască de păcatele noastre. Adică eu sunt păcătos? Și să înceapă omul să stea în taina inimii sale, să mediteze acasă la el, să le aducă mâncă. Nu, domnule, veselie, bucurie, lumină. Nu, să stea să gândească, mă, de ce a venit Mântuitorul? A venit să mă mântuiască de păcat. Oare care sunt păcatele mele? Păi am mințit, am curvit, am furat, am vorbit așa, am trăit așa. Mă, și eu am nevoie de Mântuitor. Ce bine ar fi dacă s-ar gândi oamenii la mesajul despre care ne vorbește Sfânta Scriptură, nu la lucrurile care le trec prin capul lor și la ce face lumea în jur. Ce bine ar fi dacă oamenii s-ar gândi la lucrul acesta. Uitați-vă la nevoia mântuirii noastre. El va mântui pe poporul lui de păcatele sale. E bine să ne gândim la păcatele noastre. Știți de ce? Cu cât te gândești mai mult la păcatele tale, cu atâta înțelegi mai bine nevoia de Domnul Iisus Hristos. Noi trăim într-o vreme în care oamenii spun să ai încredere în tine însuți. Să nu spui lucruri negative despre tine. Să te uiți la oglindă și să spui, Andrei, ești extraordinar, ești un viteaz, ești puternic, vei reuși, pune-ți în minte visurile, dă-i înainte, ai ce o să faci tu, o să schimbi lumea, o să transformi universul. Să gândirea pozitivă, să spun lucruri bune despre mine, că dacă spun multe lucruri bune despre mine, pozitive, chiar o să ajung să împlinesc lucrurile alea. Pentru mine asta e o glumă proastă, sincer, deci mi se pare absurd, eu să spun lucruri, bă, cât de grozav și de deștept sunt eu. Că nu sunt! Că eu știu înaintea cuvântul lui Dumnezeu în fața sfințeniei lui Dumnezeu că-s păcătos, că-s terminat fără Dumnezeu. Și bine să mă gândesc la păcatele mele pentru că așa înțeleg nevoia mea. Nevoia mea. Dumnezeu nu vrea să ne facă să ne gândim la păcatele noastre ca să plecăm de aici de la adunare, la șase. O spus băiatul ăla acolo, suntem păcătoși. Ai, vai și amar din noi. Bine, ducem acasă, suntem păcătoși, suntem țărâne, suntem slabi, suntem pleava lumii. Hai să o facem lată, o viață avem, asta să o trăim, tată. Dacă și așa suntem păcătoși, nu de asta să ne gândim la păcatele noastre, ci să ne gândim la păcatele noastre pentru a vedea că avem nevoie de un mântuitor. Și că l-avem pe mântuitorul acesta, Domnul Iisus Hristos, care a făcut deja o lucrare completă de mântuire. Aici este încurajarea. Mă gândesc la păcatele mele ca să beneficiez de lucrarea mântuirii. Asta este nevoia mântuirii. Dar uitați-vă la rezultatul mântuirii, că tot în versetul acesta este spus. Pentru că El va mântui pe poporul lui de păcatele sale. Ce înseamnă mântuit? Mai zice omul, mai zice câteodată în glumă, s-o mântuit. Adică o scăpat. S-o mântuit. O fost mântuit. O fost scăpat. Asta e semnificația simplă, clară, limpede a termenului mântuit. A fi scăpat de ceva. A fi scăpat de ceva. De ce a venit să ne scape pe noi Domnul Iisus Hristos? El nu e mântuitorul Domnului Iisus Hristos. Mântuitorul. Care aduce mântuire. Ne-a mântuit. Toate, oamenii știu cuvântul mântuire, mântuitor.
s-a mântuit. Dar ce înseamnă asta? Înseamnă scăpat, eliberat, scos din ceva. Din ce a venit să ne scoată Domnul Iisus Hristos? Păi spune din ce. El va mântui pe poporul lui de? De păcatele sale. Asupra fiecăruia dintre noi, datorită sfințeniei infinite a lui Dumnezeu și curăției sale infinite, asupra fiecăruia dintre noi apasă o greutate și o povară a păcatului pe care niciunul dintre noi nu putem să o dăm la o parte. Niciunul dintre noi. Niciunul dintre noi. Cum scăpăm de povara asta păcatului? Cum ne eliberăm conștiința de această apăsare a păcatului? Negând păcatele. Spunând că ne-am făcut. Dumnezeu știe că am făcut. Scuzându-ne, dând vina pe alții. Nu merge, că noi le-am făcut. Cum? Există o singură cale. Să crezi că Domnul Iisus Hristos s-a întrupat nu să rămână un prunc și că a trăit o viață fără păcat, a ajuns la Golgota, unde a plătit, nu pentru noi, ci a plătit pentru păcatele mele. A plătit pentru păcatele mele. Și atunci conștiința este eliberată. Spune, apostolii folosesc foarte des expresia aceasta, în el avem răscumpărarea prin sângele lui, iertarea păcatelor. Iertarea păcatelor. Acesta este rezultatul mântuirii. Rezultatul mântuirii este, cum spunea în evrei, că sunt sfințit, sunt iertat odată pentru totdeauna, pentru o singură jertfă. Ce frumos ar fi pentru fiecare dintre noi care suntem în locul acesta. Ar fi extraordinar să plecăm acasă și să știm că suntem mântuiți, că avem păcatele iertate. Pentru asta a venit Domnul Iisus Hristos. Este o veste extraordinară. Pentru asta a venit Domnul Iisus Hristos. Ultimul aspect pe care vreau să-l subliniez, sau penultimul, dacă nu mai vine vreunul în minte între timp, este că această lucrare de mântuire este supranaturală. De ce a venit Domnul Iisus să facă lucrarea asta? De ce? Când zici supranatural, este deasupra naturalului, obișnuitului. Omul nu putea să făurească mântuirea asta. Înțelegem noi lucrul acesta? Înțelegem noi că trebuie să ajungem la un punct în care, un punct de epuizare pozitivă. În care să zicem, mă, eu nu pot să fac nimic pentru mântuirea mea. Eu oricât m-aș strofoca, oricât m-aș bate capul, oricâte fapte bune face, mântuirea este o lucrare dumnezeiască, supranaturală. Dincolo de puterile omului. Eu nu pot să fac nimic pentru mântuirea mea. Că dacă ai fi putut să faci, Dumnezeu te-ar fi lăsat să faci. Dar nu poți. Nici eu, nici tu. Nimeni nu poate. Toți oamenii la un loc, dacă ne-am pune să făurim mântuirea unui singur suflet, n-am reușit. Mântuirea este o lucrare supranaturală, dumnezeiască. Noi trebuie, să, repet, să ajungem la un punct de epuizare, de saturație, în care să spunem, nu pot, nu mai încerc, nu o să reușesc. Mântuirea este făcută doar de Domnul nostru Iisus Hristos. Este făcută doar de Domnul Iisus Hristos. Este o lucrare supranaturală, dincolo de puterile omenești. Omul este incapabil să-și făurească mântuirea sufletului său. A făcut-o altcineva pentru el. Și acela este Domnul Iisus Hristos. Și ultimul aspect pe care vreau să-l sublinez este că mântuirea pe care Domnul Iisus Hristos ne-a adus-o este o mântuire completă și desăvârșită. Completă și desăvârșită. El ne-a sfințit odată pentru totdeauna. El ne-a desăvârșit odată pentru totdeauna. Dar o să vă vină în minte, poate cei care sunteți familiarizați cu cuvântul lui Dumnezeu, acest tip de pasaje care ne îndeamnă să ne ducem mântuirea până la capăt cu frică și cu tremur. Cu frică și cu tremur. Da? Este mântuirea completă sau nu? Dar auzi ce spune același pasaj? Zice că Dumnezeu este acela care lucrează în voi. Vedeți? Sunt mulți oameni care zic, mă, m-aș pocăi, dar nu știu dacă pot să mă duc până la capăt. Îți spun eu, nu poți să te duci până la capăt. Prin puterile tale. Asta e suficient de clar, nu? Poate cineva să meargă până la capăt prin puterile lui? Nici vorbe de așa ceva. Asta înseamnă să te încrezi în tine. A, eu mă pot duce până la capăt să-mi duc mântuirea. Alții nu pot. Asta e încredere în sine. Asta e ceva diabolic. N-are nimic de a face cu cuvântul lui Dumnezeu și cu prezența Duhului Sfânt în viețile noastre. Dar spune așa, duceți mântuirea, deci Dumnezeu te mântuiește, zice, duceți mântuirea până la capăt cu frică și cu tremur. Căci Dumnezeu este acela care lucrează în voi. Da? Dumnezeu nu arbitrează, Dumnezeu nu face galerie. Hai Ștefan, hai Andrei, du mântuirea, ai căzut jos, ridică-te, ridică-te, hai mai fă un pas, mai fă doi. Dumnezeu nu face treburi în astea cu noi. Asta e o bătaie de joc. Dumnezeu zice că lucrează în noi. Și ne dă după plăcerea lui și voința și înfăptuirea. Într-o zi n-ai să vrei.
să trăiești pocăința. Tu pocăit, adevărat, pocăit credincios, într-o zi să sănăzare ție, firea, nu știu ce ți se întâmplă, nu te-ai culcat la timp, ești deranjat la stomac, te apucă, nu mai vrei, ești îmbufnat, încerci să te porți aiurea în zoaia. Nu vrei. Dar spune Sfânta Scriptura că Dumnezeu lucrează în noi și ne dă, când nu vrei, ce zi, Dumnezeu? Voința și înfăptuirea. În Galateni este un pasaj extraordinar unde spune pofta, firea poftește împotriva Duhului și Duhul poftește împotriva firii. Sunt lucruri potrivnice unii altora. Nu vă spun ultima parte a versetului, dar e foarte important. Oamenii zic, mă, ești mântuit, dar depinde de voința ta acum, dacă te duci până la capă sau nu. Dacă nu, asta e. Dar aici spune așa, noi credincioși avem și firea pământească care ne îndeamnă la păcat și avem și Duhul Sfânt în noi, care ne îndeamnă la sfințenie și la perseverare. Și spune, firea poftește împotriva Duhului, Duhul împotriva firii. Sunt lucruri potrivnice unii altora. Și apoi spune cuvântul lui Dumnezeu foarte frumos. Așa că nu puteți face tot ce voiți. Auziți că nu puteți face tot ce voiți. Un credincios nu mai poate să facă tot ce vrea. Un credincios nu pune o pocăință 5 minute deoparte, nu? Nu poate un credincios să facă asta. Așa spune Scriptura. Așa că nu puteți face tot. Fac ce vreau eu. Nu e adevărat. Dacă ești credincios, nu mai faci ce vrei tu. De ce? Fiindcă este Duhul Sfânt în noi. Fiindcă este Duhul Sfânt. Niciunul dintre noi care suntem aici nu putem să ne ducem mântuirea până la capăt. De aceea avem promisiunea lui Dumnezeu. Că Dumnezeu lucrează în noi o mântuire desăvârșită. El ne dă și voința și înfăptuirea. Și dacă unii dintre noi avem perioadă de rătăcire, să știți că dacă suntem credincioși adevărați, Dumnezeu este pe urmele noastre. Și Dumnezeu ne ridică și din locuința morților, dacă ne-am duce, ne ridică ca să mergem până la capăt pentru gloria Lui. Convingerea mea fermă, bazată pe cuvântul lui Dumnezeu, este că niciunul dintre credincioșii lui Dumnezeu nu vor fi pierduți. Sau că Dumnezeu, mă, pe câți v-am mântuit? 3 miliarde. Câți v-am adus aici? 100 de mii. Bă, dar unde-s restul? Care, cum... Unul a mințit, unul a făcut aia, asta e, ne-am pierdut pe drum. Nu face Dumnezeu lucrurile de astea. Să-i zic bajocuri. Tot iadul s-ar bucura și ar râde de Dumnezeu că n-a reușit să facă mântuirea. L-a trimis pe Hristos, a murit, a dat jertfa supremă și până la urmă, așa, câțiva acolo, o reușit să ajungă. Nu e adevărat. Dumnezeu, să știți, face o lucrare de mântuire desăvârșită, perfectă, completă, slăvit să fie în numele Lui. Amin. Amin.